Doamne, ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune în drumuri spirituale. Ne era dor să fim împreună și iată că ne-a ajutat Bunul Dumnezeu după o mică perioadă de absență să ne vedem din nou în direct într-o zi cu mare însemnătate pentru năvodăreni. De ce spun acest lucru? La nivel de județ Constanța, de municipiu Constanța, să spunem așa, există două biserici care poartă hramul Sfântului Antonie cel Mare, cel prăznuit mâine. Una încă în construcție, frumoasă și mare, în Constanța, și alta, la fel de frumoasă, dar de lemn, puțin mai mică ca dimensiuni, dar frumoasă și caldă, aici, în Năvodari. De aceea am spus că este o zi de mare importanță pentru năvodăreni, pentru că de acum s-a și obișnuit acest lucru în ajun, în al preasfințitul Părinte Teodosie slujește la Năvodari, ca mâine să slujească la Constanța, la cele două hramuri. Așadar, mare bucurie, mare avem în această seară la ora 17 cu toții, ne vom întâlni cu arhipăstorul nostru, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care va conduce slujba vecerniei la Biserica de Lemn, la Biserica Sfântul Antonie cel Mare, acolo unde slujesc Părintele Florinel și Părintele Angel. Năvodariu va fi cu totul prezent în seara asta aici, la Sfântul Antonie cel Mare. Sfânt Antonie cel Mare, care pe drept cuvânt își merită cognomele de cel mare. Cel mare putem spune că a fost numit pentru viața sa lungă, nu am greșit, că a fost destul de lungă, 105 ani. Dar și mai mare este înaintea lui Hristos pentru viața sa curată. Și mai mare este în fața oamenilor pentru pilda de viață sfântă pe care a dăruit-o. Sfântul Antonie cel Mare s-a născut undeva la mijlocul secolului III, 251, undeva în Egiptul Mijlociu, în casa unor creștini. Avea o soră mai mică decât el. În această atmosferă au crescut. O casă bogată. Bogată pentru că, iată, aveau doi copii, bogată pentru că aveau o credință vie pe care o trăiau, pe care și-o asumaseră foarte profund părinții și așa au dat-o și copiilor lor. Și ca orice creștin profund, erau și foarte harnici. Este motivul pentru care, iată, dobândiseră părinții Sfântului Antonie cel Mare o impresionantă bogăție, ajunseseră până la aproape 300 de terenuri fertile, agricole, foarte mănoase. Așadar, într-o atare atmosferă, Sfântul Antonie cel Mare a fost un copil ascultător, un copil cu minte care nu ieșea cu absolut nimic din cuvântul părinților lui. Putem spune pe drept cuvânt că, iată, din copilărie încă a știut, a prețuit ascultarea. Cea pe care mai apoi a făcut-o de mentorii săi, cea pe care a predat-o ca mare virtute ucenicilor săi. Sfântul Antonie cel Mare, iată, a învățat până să învețe de la pusnici, de la ermiți, a învățat-o ca pe o mare cumoară moștenită, iată, de la părinții săi trupești. A crescut ca un copil, cum spuneam, foarte ascultător. Nu era iubitor de joacă, de ieșit cu copiii. A crescut în căldura
aripilor părintești. Pe la 20 de ani, după moartea părinților săi, avea o întrebare existențială, specifică vârstei, să spunem. Ce fac cu viața mea? Încotro apuc? Și întrebarea nu punea așa sine lui și stătea de vorbă cu sinele, cum poate mulți fac astăzi sau făceau și atunci. Era într-un dialog de acum obișnuit să fie viu cu Dumnezeu. Și atunci întrebarea a fost adresată clar lui Dumnezeu, care i-a răspuns. I-a răspuns atunci când a intrat în biserică și, asistând la slujbă, aude fragmentul din Evanghelia de la Matei, în care Mântuitorul lămurește pe tânărul care respectase legea din tinerețea lui, urmase toate cele ale legii, a iubit pe Domnul Dumnezeu său din toată inima sa, din tot cugetul său, din toată vârtutea sa, iar pe aproapele ca pe sine, îi mai trebuia încă o virtute pe care Hristos, enunțându-o, la aflarea ei, tânărul din Evanghelie s-a întristat. I-a spus Mântuitorul Hristos, și asta a auzit și tânărul Antonie, să vândă averea sa, să o împartă săracilor și să-i urmeze lui Hristos. Dacă pe tânărul din Evanghelie l-a întristat, pe Antonie cel Mare, iată, această zicere l-a lămurit. Zis și făcut. Vinde toate, toate mijloacele mobile, cele care erau de vândut, le-a vândut, cele care erau de dăruit, le-a dăruit, banii strânși i-a împărțit și pe aceia. S-a gândit la un moment dat că e bine totuși să păstreze o parte din ei, pentru, nu atât pentru sine se gândea, cât pentru sora lui mai mică. Lucru care cumva putea să strice urcușul său duhovnicesc. N-a lăsat Dumnezeu acest lucru să se întâmple, pentru că l-a lămurit desăvârșit la o altă slujbă pe Sfântul Antonie cel Mare, auzind din Evanghelie îndemnul Mântuitorului de a nu purta grijă de ziua de mâine, nici ce veți mânca și nici ce veți bea, sau cu ce vă veți îmbrăca. Cer scuze. Și astfel, Sfântul Antonie cel Mare, lămurit, lasă în grija unor fecioare creștine, spre creștere și spre bună rânduire, pe sora sa, împarte banii și pleacă în căutarea urcușului celui duhovnicesc. Urcuș pe care îl urcă treaptă cu treaptă. O treaptă atunci când a întâlnit un mare rugător, stând lângă el și învățând și astfel deprinzându-se cu rugăciune. Altă treaptă atunci când a întâlnit un mare postitor, stând și învățând a posti și a suferi. Altă treaptă atunci când a întâlnit un om blând și binevoitor. Altă treaptă atunci când a întâlnit pe unul răbdător. Și astfel, culegând ca o albină înțeleaptă nectarul din floare în floare, reușește să ajungă să crească atât de bine încât, la un moment dat, ușor, ușor, el devine la rândul său mentor, întărind pe unii și pe alții dintre de acum tineri ai săi, el devenind și cu vârsta și cu înțelepciunea un om profund, un om
de la care, iată, tinerii de acum găseau că au ce învăța. Sfântul Antonie cel Mare ajunge să întărească la început de secol IV, în 310, pe Atanasie cel Mare, ucenic al său, care, iată, conducând biserica din Alexandria, era prigonit de arieni. Nu numai el, și alții care au păstorit acolo au găsit întărire în rugăciunea, în cuvântul și sfatul Sfântului Antonie cel Mare, care dintre toți ucenicii săi, către sfârșitul vieții, a dorit să rămână cu doi dintre ucenicii săi. Sfântul Antonie cel Mare, simțindu-și sfârșitul aproape, le spune acestora că își dorește ca după moartea sa să nu se petreacă un lucru pe care el nu l-a considerat de bun augur. Nu era de părere că trupurile celor pe care oamenii îi considerau sfinți să nu mai fie îngropate, ci să fie așezate în casele lor, pentru că oamenii îi cinsteau pe aceia. Sfântul Antonie cel Mare astfel poruncește ucenicilor, într-o așteptare și nădejdea învierii celei de-a doua, dorind ca trupul său să rămână întreg în pământ, pe care să-l găsească la învierea cea de opște, le poruncește ucenicilor să îngroape în taină, într-un loc necunoscut, nedat publicității, să spunem așa, necunoscut de alții decât de către ucenici, acel loc, uitându-se, fiind uitat practic de lume, odată cu moartea ucenicilor săi, nimeni nu a mai știut unde a fost trupul Sfântului Antonie cel Mare înmormântat. Sfântul Antonie cel Mare avea anumite capacități deosebite. Încă din viață, atunci când privea pe câte cineva care tăgea să moară, vedea cum sufletul acelui om se înălța și vedea și pe îngerii cei răi în luptă cu îngerii cei buni, care își disputau sufletul celui care se muta din această viață. Era motivul pentru care putea să dea foarte multe sfaturi tuturor oamenilor. Cunoștea viața unuia care răposa, vedea sfârșitul și atunci din acestea trăgea anumite concluzii care se concretizau în sfaturi: să nu faceți așa pentru că veți pătimi așa, să nu faceți așa că veți pătimi așa, așa să faceți pentru ca să primiți astfel. Și iată, Sfântul Antonie cel Mare a fost, pe drept cuvânt, considerat un mare văzător cu Duhul. Pentru a ajunge în această stare, Sfântul Antonie cel Mare, de fapt, a fost omul care s-a luptat cu postul și cu rugăciunea, cu rugăciunea neîncetată, cu demonii. La un moment dat, atunci când diavolul obosise să-l mai lupte, cu ultimile puteri, se arată în chipul unui copil negru. Și se naște un dialog între acesta și Sfântul Antonie cel Mare. N-a fost înduplecat de copil și nici furat de starea
aparent de neputință a acelui copil, ci, om de rugăciune și de postire fiind, a știut să alunge pentru ultima dată acel demon. A fost o bătălie, să spunem, finală, după care Sfântul Antonie cel Mare n-a mai avut nicio luptă. Nu. Cu acel demon a fost o bătălie finală pentru acel demon. Însă luptele au continuat. De aceea, de altfel, unul dintre sfaturile pe care Sfântul Antonie cel Mare l-a dat ucenicilor săi a fost și acesta. După moartea mea, să nu care cumva să credeți că vă veți odihni, vă veți liniști, gata, s-a terminat lupta. Nu. Să știți că diavolul, chiar dacă este neputincios, este neadormit. Îl prezenta oamenilor, nu numai ucenicilor săi. Învățăm practic, deci, cu toții, de altfel, de la Sfântul Antonie cel Mare, că diavolul există, dar că diavolul este neputincios. Dar și că diavolul este insistent. Este viermele cel neadormit. Nu adorme. Insistă, 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 insistă și dacă găsește piatra drzeniei tale moale, o va măcina ca picătura, care picură, 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 picură și sapă și o sfarmă. Dar dacă ești tare în fața acestei picurări, ce e mai tare? Piatra sau apa? Piatra. Este clar. Dar dacă apa o lasă sape cu intermitență, a la lung, riscă să creeze anumite găuri, anumite vătămări. De aceea, noi să fim conștienți de puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să fim conștienți de micimea vrăjmașului pentru a nu ne tulbura sau a nu ne înfricoșa, dar să știm că nu trebuie nici lăsat să-și facă mendrele, cum spunea un părinte bătrân, așa cum dorește el, ci pur și simplu să-l dăm la o parte. Să-i lăsăm curgerea acelei picături în altă parte. În van. Și atunci, cam ăsta ar fi, să spunem, iată, unul dintre testamentele, multe de altfel, ale Sfântului Antonie cel Mare. Neînfricoșarea și conștientizarea puterii celei mici a diavolului, pe care, ignorându-l, dându-l la o parte, rămânem într-un dialog neîncetat cu Hristos. Acesta, dialogul cel neîncetat cu Hristos, i-a dăruit puterea. Era obișnuit să fie în tovărășie cu Hristos, cum spuneam, încă din copilărie. Și atunci înțelegem, de fapt, ceea ce lipsește lumii de astăzi. Bunul obicei de a mânca, de a ne hrăni sufletul. Bunul obicei de a fi oameni de rugăciune. De a ne ruga ori de câte ori avem timpul necesar. Ar fi o zicere capcană. Am făcut această vorbire pentru faptul că numai departe de astăzi, într-o discuție cu un tânăr despre rugăciune, îmi povestea: dimineața când mă trezesc, îmi iau copilul
și îl duc la școală, pe cel mic. Pe cel mare îl duc la liceu. Duc soția la muncă. Plec și eu la muncă. Și începea și îmi prezenta, dar nu s-a întâmplat. Programul zilei. Și atunci l-am întrebat, la cât te trezești? La 7. Și dacă te-ai trezit cu un sfert de oră sau jumătate de oră mai devreme, ce-ar fi? Ca să-i acorzi un pic de timp și lui Hristos. Tata, sunt obosit. Cred cumva că te culci seara foarte târziu? Păi da, că vin și eu acasă, mă mai destin mai... A început să spună. Mai stau pe telefon, mai stau la televizor și se duce timpul și mă culc cam târziu. Problema dumitale nu este timpul și nu numai dumitale, a noastră tuturor, astăzi. Oamenii nu duc lipsă de timp. Se vorbește de o condensare a timpului, că oamenii nu mai au vreme, că înainte ajungeau 24 de ore, dar că astăzi cele 24 de ore, de fapt, n-ar mai fi 24 de ore, că ar fi undeva în jur de 16-18 ore, motivându-se și paraștiințific pe în anumite discursuri. În schimb, de fapt, ce lipsește astăzi este disciplinarea. La un moment dat, un om, dintr-o anumită rânduială dumnezeiască, ajunge să părăsească pentru o săptămână, un tânăr student părăsește lumea aceasta în care trăia cu părinți, cu frați, cu prieteni, cu rude, cu cunoscuți, cu colegi, două săptămâni și ajunge să viețuiască într-o mănăstire. Acolo a ajuns, firește că a intrat în programul de viețuire al acelei mănăstiri. Care mănăstire? Tot pe acest pământ se află. Care tot așa se învârte în jurul soarelui și fix același timp au trăitorii acelei mănăstiri. Avea timp în acea mănăstire și să-și facă rugăciunea și să meargă la slujbă și să împlinească anumite ascultări. S-a supus voi unuia dintre călugări cu binecuvântarea starețului. Pentru acea bucată de timp, practic, a intrat în chinovie. A devenit un viețuitor al mănăstirii, cu tot ce însemnează ascultare, rânduială, somn. După două săptămâni, când s-a întors în vacarmul lumii de astăzi, spune, zice, am crezut că nebunesc. Când am coborât din tren la gară și am văzut tata forfot, tata amețeală, tata nebunie, am zis că nebunesc. Am venit să fug înapoi. N-aveam cum. Că aveam anumite angajamente pe care mi le luase în față de lumea de aici. Nu problema timpului este, ci problema disciplinării noastre. Asta a făcut Sfântul Antonie cel Mare. A învățat disciplina încă din familie. Mai apoi de la mentorii săi, ajungând să-și învețe ucenicii să fie oameni disciplinați. În momentul în care îți disciplinezi toate ale tale, reușești de fapt nu să te rogi doar atunci când ai timp, să dobândești anumit timp pentru rugăciune. Reușești ca totul să-l faci cu rugăciune. Din deschiderea ochilor din trezire și până în adormire cu capul pe perna ta. Omul acest timp îl poate petrece în rugăciune.
Dacă astfel face, reușește, de fapt, să dobândească sfințenie. Sfințenie pe care Sfântul Antonie cel Mare, mod de viață curat și plăcut lui Hristos, pe care Sfântul Antonie cel Mare îl prezintă ca fiind unul la îndemâna oricui, de fapt. Este la îndemâna noastră a tuturor să viețuim plăcut lui Hristos. Păi cum toți să fim ermiți? Nu neapărat. Sfântul Antonie cel Mare, să nu vă închipuiți că era unul care stătea doar în rugăciune. Știa foarte bine ce însemnează munca și valoarea ei. A fost un om harnic care, prin strădania mâinilor sale, reușea să se întrețină și pe sine și pe frații din prejurul lui. Că cele materiale așa se dobândesc. Însă nu într-un huzur, ci într-o strictă necesitate. Omul a plecat sus, mult deasupra nivelului de strictă necesitate. Și a ajuns să dobândească anumite lucruri cu titlu de necesitate. Calul este o necesitate, pardon, nu mai spune calul, mașina este o necesitate. Telefonul mobil este o necesitate. Multe alte lucruri sunt, iată, au primit pecetea aceasta de necesitate. Tânărul de care vă spuneam, studentul, a putut trăi 2 săptămâni, o viață de cu mult mai mare calitate, a cărei calitate și astăzi o răvnește, fără mașină, fără televizor, fără telefon, fără internet, fără multe alte astfel de lucruri, a reușit să dobândească. Și în discuția de azi dimineață cu el, îi spuneam că, da, astăzi de dimineață am vorbit cu el, îi spuneam: Sfântul Antonie cel Mare, pe care mâine îl prăznuim, este unul dintre oamenii care au înțeles modul ăsta de viață și l-au perpetuat. Nu degeaba călugării îl au la Mare Evlavie ca întemeitor al vieții monahale celei de obște, adică a pus reguli și bazele viețuirii în obște. Adică toată această obște, toată această adunare de călugări în această mănăstire, avem nevoi de grup și nevoi personale. Unul se pricepe să facă cu tare lucru, altul cu tare lucru, altul știe să scrie, altul știe să cânte, altul știe să gătească, altul știe să brodeze, altul știe să croiască, altul știe agricultură, altul zidărie și multe alte lucruri. Și uite, fiecare face ce știe, dar nu doar pentru sine, cu multă dragoste și sârg lucrând pentru întreaga obște. Și astfel, oamenii se rugau unii pentru alții și munceau unii pentru alții. Și în ora, și în rabora, și în rugăciune, și în muncă, de fapt, arătând, iată, dragoste unuia către altul. Acesta este modul autentic de viețuire a unei societăți. Nu doar monahale. Pentru că dacă am învățat cu toții și cei din lume, nu doar călugării, ca pe toate cele pe care le facem, să le facem cu sârg și cu dragoste și pentru semenii noștri, atunci ar ieși lucru bun. Și societatea ar fi una care ar progresa către progresul absolut. Ce înseamnă absolutul progres? Redobândirea pierdutului chip prin păcat al lui Dumnezeu. Recurățirea simțirii, rațiunii și voinței și dobândirea sfințeniei, cele pe care Sfântul Antonie cel Mare a dobândit-o și pe care și noi, pentru ale lui
rugăciuni, nădăjduim că o vom dobândi. Să ne vedem sănătoși în această seară, iată, la ora 5, la ora 17 și mâine la liturghie, la hram, la Sfântul Antonie. Doamne ajută, iubiți credincioși!